Bună seara și bine ați venit la evenimentul nostru Poezie și feminism, cum putem înțelege politicul prin literatură. Este un eveniment organizat de echipa proiectului Cercul Scriitoarelor în parteneriat cu editura Fractalia. Proiectul Cercul Scriitoarelor este un proiect care vine cumva în continuarea programului Literatură și Feminism. Este un proiect desfășurat anul acesta prin Asociația Quantic și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Bun, înainte de a începe, propriu-zis, aș vrea să mulțumim, de fapt, librăriilor Cărturești care au fost de acord să găzduiască evenimentul pe pagina lor de Facebook. Cum ne-am gândit noi să organizăm acest eveniment, fiind un eveniment organizat în parteneriat cu Fractalia și Cercul Scriitoarelor, am zis să îl împărțim în trei mari secțiuni. O primă secțiune în care, pornind de la trei volume de poezie apărute în toamna aceasta la editura Fractalia și mai exact volumul Danielei Hendea H2X, Bianca Ela Poame Divine și Iuliana Lungu Canto Hondo Loba Cântă Mai Departe. Plecând de la aceste trei volume, vom avea o primă secțiune în care poetele invitate vor citi câteva fragmente. Apoi vom trece la a doua secțiune a evenimentului în care vom vorbi puțin despre aceste cărți, le vom prezenta pe scurt și în cea de-a treia parte va fi de fapt dezbaterea propriu-zisă, care va avea tema deja anunțată în eveniment, și anume relația dintre literatură și politic. Trebuie să menționez că acest eveniment este de fapt și ultimul eveniment din cadrul proiectului Cercul Scriitoarelor. Bun, ca invitate, le avem alături de noi pe, în primul rând, pe două dintre poetele prezentate înainte, și anume Daniela Hendea, care scrie, studiază animalele sălbatice, se îngrijește de copilul ei cu autism. Iuliana Lungu este psihoterapeută și scriitoare. Apoi, le avem invitate pe Alina Purcaru, scriitoare și jurnalistă de cultură, Carolina Vozian, scriitoare și lucrătoare culturală, Mihaela Mihailov, dramaturgă și scriitoare, și Medea Iancu, poetă și regizoare. Având în vedere ce spuneam mai devreme, a zice să începem cu prima parte a evenimentului nostru, și anume lecturile. Voi a zice să citească fiecare exact în ordinea apariției cărților, acestor cărți. Vom începe cu Daniela Hendea, va urma Bianca Ela, dar va fi citită de Carolina Vozian, și vom încheia cu Iuliana Lungu. Da? Daniela, dacă vrei să intri să citești, mulțumim. Sigur. Aș dori să încep cu mulțumiri, scurte mulțumiri. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru organizarea acestui eveniment. Mă bucur foarte mult să le revăd pe Iulia, pe Iuliana, pe Medea și să le cunosc pe Alina, pe Carolina, pe Mihaela. E un eveniment unic pentru mine și mă bucur să fiu aici. Aș vrea să citesc poemul care aprinde volumul, ca să spun așa, care devine leitmotivul întregului volum. Se intitulează Test de aptitudini. Primul exercițiu plus test de aptitudini. Scufundă capul și deschide ochii. Nu-i așa că înainte țineai mereu ochii închiși? Cum ai putea astfel să te orientezi sub apă?
Privește atent la pătrățelele de faianță azur, descriem ce vezi de la bun început. În vis, fața ei trasă, vocea ei stinsă, ai grijă de fratele tău. Nu, firar, am zis, de la început, asta numești tu începutul? Degetele ei se înfășoară în jurul cefei mele, apasă cu putere. Eu zic să-i dai bice, îți mai poți ține respirația 15 secunde. 10, 9, 8. Depinde doar de tine. Derulare, derulare rapidă până la pereții verzi, ușor decolorați de soarele, pătrunzând prin balcon la apus. Urmele de rolă, ovale alambicate. În dreapta pictură în ulei, pădure iarnă, îndepărtare printre brazi, un vânător cu nogar. Ajunge cu detalii inutile, mai departe, mai departe. În stânga masa din rumeguș presat, dat cu lac, macrame, vaza din cristal roșu, tulpin de mac din plastic. Jart, rememorarea vâjuitului în aer. Nu te lăsa purtată de neliniști, mergi la țintă. Apoi pe ea. Nu-i văd chipul. Nu mi-l mai amintesc decât dacă îl privesc cu atenție în fotografiile minuscule alb-negru zimțate pe margini. O văd cum bate pasul pe loc, ca prinsă după gratii, cum trage aer în piept cu greutate, cum mă împinge cu toată puterea. Trag la mal amintirea zvâcnind. Nu mă mai strânge, șuierat, în brațe. Nu vezi, șuierat, că mă sufoc? Ridic capul de sub apă. Mă întorc cu groază în ochi spre instructoare. Mă privește de sub cozorocul roz. Metodele mele nu dau greș niciodată. Nu ai citit cu atenție anunțul din ziar? Zâmbește cu bună știință. Lecțiile de not abia acum pot începe. Aș mai avea timp pentru încă un fragment sau un poem ajunge? Mai citește, da, mai poți să mai citești da. Un scurt. Sigur. Următorul poem pe care aș dori să-l citesc se intitulează Răspunsuri neoficiale. Nu ne cunoaștem, nu ne-am mai văzut niciodată. Instructoarea de not mi se adresează cu familiaritate. Am identificat prieteni comuni, suntem de aceeași vârstă. A călătorit în România acum aproape 20 de ani, într-o misiune cu membrii bisericii ei, pentru a vizita orfelinate. Chiar la următoarea ședință va aduce albumele de poze să le frunzărim. Poate cunosc pe cineva. Mă îndoiesc. Ducem conversația la una din mesele de plastic sub umbrelă de pe marginea piscinei. De ce vrei să-ți înfringi frica de apă? Ce te-a determinat să te înscrii la aceste cursuri speciale de not? Răspunsul neoficial se dimensionează multiplu, conștientă că nu-l pot mărturisi în întregime. Mă orientez spre amănuntele supraviețuirii, pregătirea temeinică de a-mi crește șansele să scap cu viață dintr-o situație potrivnică. Trauma revine în buclă, probabil odată cu variațiile câmpului magnetic al lunii. Mă zbat în piscina nesupravegheată a unui motel. O apă roșiatică îmi inundă câmpul vizual. Tresar din somn noapte de noapte, convinsă că îmi trăiesc ultimele secunde, că moleculele de hidrogen și oxigen din aer se vor lichefia, vor năvăli pe căile respiratorii. Amintirea ultimelor cuvinte ale mamei. Nu vezi că nu pot respira? O apă roșie îmi inundă privirea. Azi sunt cu o zi mai în vârstă decât a ajuns ea vreodată. Răspunsul oficial. Doresc să-mi înfrâng frica de apă, să recâștig un mediu care să mă apere, să mă cuprindă, să mă propulseze. În vacanțele de vară la Someșo-Dorhei, și mami, și mătușa, și mămuca ne avertizau toate să nu cumva să trecem de calea ferată, să ne apropiem de malul Someșului. Râul, care lua câte o viață pe lună, abia aștepta să ne o ia și pe a noastră. Vreau mereu să trag aer în plămâni, mereu să trag aer în plămâni, mereu să trag aer în plămâni. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Daniela.
Aș zice acum să trecem la lectura din Bianca Ela, Poame Divine, și Carolina, încep tu. Da, bună seara. Așa. Mă aud? Te auzim foarte bine. Da. Poem cu și pentru Gloria E. Am crescut între lumi, în tăcere și printre jumătăți de cuvinte. N-am fost niciodată destul de pricepută acolo. Limba în care am crescut e o limbă secretă pe care toți o vorbeam. Vorbele ei se încalecă și fluieră peste porți, ca băieții tineri și răi, ca adolescentele, până sus pe deal sau peste stradă la scara vecină. E limba lui Uș și a lui Să, limba lui Î și a lui Oare. Dacă apuc E-ul de coadă și trag, asta e frontiera care nu o să se vadă în veci la tipar. Muză vrăjitoare, Gloria, tu, musa bruha, când o să fiu poetă, cuvintele noastre o să cânte împreună. Sunt șarpele casei, în loc să mă feresc, mă apropii, cuvintele hrănesc, cuvintele apără, cuvintele curg mai repede ca timpul, cuvinte uitate pe care nu le-am pierdut. Când o să fiu poetă, o să folosesc cuvintele de la noi de acasă, jumătățile, cioturile, timpurile necunoscute oamenilor din alte locuri, cuvintele ăștia cu care vorbim și care ne conțin ca ceva bun, ca un miros de mâncare. Am vrut să îmblânzesc limba sălbatică și când o văd tipărită să știu că exist. Vreau să scriu cum vorbim noi acasă, în familia mea patriarhală, de care eu pot să mă iau, dar voi nu. Când am plecat, n-am lăsat totul în urmă. Am păstrat fundația ființei mele. Acasă eram leneșă, nu voiam niciodată să calc batiste. Nimic din casa mea nu mă îmbrățișa leneșe cum eram. Încercau să mă îmblânzească și ele, umbra fiară, cum încerc să îmblânzesc și eu limba sălbatică. Sunt o broască țestoasă, oriunde aș merge îmi port acasă în spinare. 40 de ani au trebuit ca să înțeleg că șarpele casei sunt eu, ca să-mi pun singură blidul cu lapte și să mângâi sufletul animalului. Acum nu mai rămân niciodată singură și nu mai mi-e frică. Această ființă femelă e citovă, e porumbel, e șerpoaică, e cactus, e neîndemnatică, e uitucă, e complexă, e vie. Vorbesc cu ea și ea îmi răspunde. Îmi amestec vorbele cu ale sale. Această ființă șerpoaică, porumbel și cactus, această ființă sunt eu, suntem noi. Vorbim cu ea și ea ne răspunde. Simțim viața ei în coastele noastre. Asta nu e o poemă despre scris, nu e doar afirmare de sine, cuvintele nu-s doar spirite, cuvintele noastre, ființe femele furioase și citove, spun cum se poate trăi împreună. Eu n-am fost niciodată cu minte, am avut o mamă de îmblânzit, una casă de cărat în spinare, ca un șarpele casei, călător. Scriu despre Gloria. Scriu despre rude și despre străbunici, ruperea și atașamentul, limba rușinii, limba familiei care mă respinge și care mă adăpostește. Scriu despre cum m-am dezis și pe urmă am purtat toată viața acasă în spinare, ca o broască țestoasă, ca un șarpele casei călător, acasă în gât, în cântecele care n-au mai ieșit de acolo, ca nodurile. Eu scriu cu Gloria. Dau de pomană, bețișoare parfumate și boabe de porumb, aprind lumânarea, spun uneori o rugăciune în gând și vecinele noastre dădeau în bobi, o afirmație sau o intenție. Dau drumul la apă, spăl vasele sau lenjeria, fac baie, curăț podeaua, asta durează câteva minute sau ore, dar mereu acționez împotriva unei rezistențe. Ceva din mine se opune acestui scris și totuși, odată scufundată în el,
pot petrece 15 sau 17 ceasuri fără să vreau să mai ies. Transă, uneori. Când învie trauma, scrisul mă coase. Febră, durere de stomac, de cap, scrisul m-a deocheat. Sunt vise lucide despre transformare, trecerea dincolo de forme prezise. O, cineva devine un altul, într-o lume în care orice lucru, viu sau neviu, poate zbura și poate vindeca de moarte. Mă joc cu spiritul lumii. În timp ce eu îmi schimb forma, noi ne schimbăm forma și lumea își schimbă forma. Scriu mitul așa cum vreau să-l devin. Spiritul cuvintelor se mișcă în corp ca un șarpe, coerent și palpabil. Foamea de scris e tot așa materială ca degetele și ca mâna. Dansează pe taste. Din degetele mele cresc pene. Cerneala roșie picură pe hârtie. Scriu con la tinta de misangre. Muză vrăjitoare, te chem, ajută-mă! Scrisul provoacă anxietate. Când îmi întorc privirea spre războaiele din sinea mea, frica ridică vocea. Să fii scriitoare înseamnă să fii neliniștibilă. O stare intermediară, fără sfârșit. Plutesc, filtrez gânduri negre, broasca din gât, din creier, pielea de șarpe uscată. În ea hibernez și aștept, și ea așteaptă în mine. Trăim în marginea ascunsă, la frontieră, acolo unde scriu poetele luptătoare. Un spin de cactus ne crește din palmă și sapă tot mai adânc. Scrisul e o sculptură în os. Când scriu, îmi modelez chipul și inima. Scrisul mi-e mamă, un cerc neîntrerupt și frica de întrupare. Trăiesc cu umbra fiară, care mă naște de multe ori la rând, între lumi, dincolo, către. Ea mă scrie, o scriu și eu, în timp ce alții dorm. Frontiera unde trăim ne obligă să scriem și tot ea ne oprește. Pe aici n-avem voie să trecem noi, necunoscutele. Scrisul e pământul nostru comun. Carne și oase, frunză și piatră, spinul de cactus din palmă. E pomana mea pentru tine, zeița a frontierelor, Gloria. Aici cuvintele noastre se împletesc. În loc să mă de, zic, mă întorc și las cuvintele în voia lor cu timpul. Sunt moșii de iarnă și moșii de vară, Dia de los Muertos, Drăgaica și La Llorona. E cactusul și sunt porumbii, colivele, colacii și lipiile. Sunt locuri și locuri, sunt frontiere, sunt ritmuri și ritmuri și ritmuri și ritmuri. Varză călită. Toci varza, o freci cu sare, piper și zeamă de lămâie. Călești ceapa cu mărar și cu roșii. Foi de dafin. Amesteci uneori, amesteci bine. Mulțumesc, asta a fost Bianca Ela. Mulțumim și noi, Caro. Și acum, Iuliana, vrei să ne citești și tu puțin? Da, bună seara. Aș vrea și eu să mulțumesc, să vă mulțumesc vouă tuturor că sunteți alături la lansarea celui de-al doilea volum. Să mulțumesc Iuliei Militaru și editorii Fractalia, să-i mulțumesc Medeei Iancu în mod deosebit, care m-a însoțit din nou, ca și la primul volum și la acest volum, și pentru coperta pe care mi-a făcut-o, și autoarei fotografiei de pe copertă, Ruxandra Maria Petre. Suples. În poemul ăsta vom prinde primul tren în care femeile au toate organele la locul lor. Nu le mai e frică de cutremur pentru că au aflat ce oameni buni au fost tații lor. În poemul ăsta vom prinde primul tren
în care toți bărbații se vor da cu strugurel pe buze de la mamele lor. Își vor aminti că au purtat rochițe și părul lung, că tații lor au făcut copii cu mai multe femei, căutând să fie iubiți ca și ei. În poemul ăsta ne vor crește aripi, vom deveni zburători între continente, vom participa la înmormântări. În poemul ăsta vom întocmi liste de lectură și teme de discutat, să nu uităm până data viitoare trăsătura de bază a omului, intoleranța la diferențe, suplețea limbajului, capacitatea de a comunica despre ceea ce nu există concret, moartea, visele, tandrețe versus erotism, emigrarea străbunicilor în America, harta lumii și scrierea afectivă, în timp ce batem cuie, în poemul ăsta vei fi cares, legătura mea cu realitatea, eu, animăluțul din America fără etaje, legătura ta cu tine. Hello. Adormisem aseară cu starea ta, cu starea mea, o mie de gânduri și refrenul: nu ai de ce să-ți faci griji, te las cu frigiderul plin. Și mi-am adus aminte că nu am avut un fotoliu după care să-mi fac o căsuță, nici un tată care să stea sub raftul cu scriitori sud-americani, să mă privească de teamă să nu mă uite, să mă urmărească de la fereastră cum traversam strada, să-mi îmbrace caietele, să-mi scrie etichete și să-mi spună: într-o zi o să mergem împreună la Paris, doar noi doi. Nu i-am promis nimic tatălui meu, nici el mie, niciodată nimic. În dragoste, ori te lași cu totul, ori mai bine o lași baltă. El a lăsat-o mereu baltă. Altfel, riști doar să înveți mersul pe sârmă, cu sufletul la gură și teama de prăbușire. Fiecare amânare asta îmi spune: nu am nicio soluție pentru tine. Caut să înțeleg poziția în care mă aflu, nadir, punctul cerului, direct sub picioarele noastre, opus zenitului, punctul cel mai înalt de pe bolta cerească, situat pe verticală deasupra locului de observație, calea de deasupra capului unui copil. Dar am avut mereu curajul să privesc scena asta de care nu mai scap. Pe stradă, un tătic împinge un cărucior gol de bebeluș, arătul de fetița lui de aproximativ un an. Ea aleargă, încercând să țină pasul cu el pe vârfuri, într-un echilibru fragil, cu mâna întinsă către mâna lui. Nu-l poate ajunge. Nu o vede. Nu-i simte pașii grăbiți haotic de spaima că-l pierde. Pe stradă, un tătic îngândurat, cu privirea în halou, merge prea repede. Prea repede pentru fetița lui. Niciodată nu vor ști ce a creat distanța, niciodată nu vor ști ce a creat feica, tăcerea și căderea în gol, niciodată o fetiță nu va ști de ce mâna ei nu poate atinge mâna altui bărbat. Ce vom ști e mâna lui în aer după un punct strălucitor. În loc de rămas bun, poruc, dragă carte, voi fi mereu cu tine. Ajunge doar să atingi obiectele pe care le-am atins eu, bețișoarele pentru a prins focul, ulul, cuțitașul meu, vidrele și focile pe care le-am sculptat în piatră, iar eu voi sufla în plămânii tăi un vânt,
ca tu să poți cânta cântecele tuturor care te vor citi. Un lucru e sigur. E bine să avem tot timpul o valijoară pregătită lângă ușă, pentru orice eventualitate. Mulțumim mult, Iuliana, și mulțumesc tuturor pentru lectură. Și acum aș vrea să deschidem puțin discuția despre cărțile voastre și pentru că Medea a fost întotdeauna mai apropiată și de poezia Danielei și de cea a Iulianei, pentru că ea de fapt le-a și recomandat la Fractalia și le-a adus aici. Aș vrea să începem cu tine, Medea, și să ne spui câte ceva despre cartea Danielei. Bună seara! M-au emoționat lecturile și mă bucur că am auzit o parte din poemele mele preferate din cărți și le felicit pe fete pentru ce au scris și pe tine, Iulia, că le-ai publicat. Sunt niște cărți importante din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere, cred. Mă aud, nu? Da. Ok. O să zic câteva cuvinte despre cartea Danielei. Daniela a debutat în 2018 cu volumul Acordor de Teremin la Fractalia, un volum care surprindea povestea unei mame al cărei copil fusese diagnosticat cu autism. Un volum care aducea în discuție reprezentarea persoanelor diagnosticate cu autism, dar și reprezentarea femeii în proprii ei termeni. În 2021, Daniela revine cu volumul H2X, un volum care atinge zone la fel de sensibile și tabuizate, ascunse, reprimate și încărcate de rușine din punctul de vedere al societății în care trăim. Într-un ziar local apare anunțul: lecții de not pentru adulți înspăimântați de apă. De la această situație, Daniela Hendea construiește un volum cinematic și tensionant despre supraviețuire și confruntare, despre blocaj și traumă, explorând istoria ale anxietății și fricii de apă. Vocea poetică ne imersează într-un trecut fluid în care cadre de familie irup bântuind prezentul devenit tulbure roșiatic, trepidant și alert, vulcanic precum valurile. H2X poate fi un avertisment, o suită de semnale transmise din larg, din adâncurile memoriei, din memoria apei sau din memoria corpului, din memoria casei în care am locuit. Un semnal despre crize, doliu și condiționări. Înlănțuind scenografii lichide și terifiante. H2X poate fi privit și ca o meditație și o chestionare asupra mediului și mediilor din care facem parte și asupra cărora acționăm. H2X poate fi și acest semnal trimis fetiței captive într-o lume sufocantă. Este o carte captivantă care pe mine m-a fermecat, m-a absorbit și pe care, sincer, mi-aș dori foarte mult să o văd transpusă într-un film pentru care calitățile unui thriller și o recomand din toată inima. Da, este o carte extraordinară și aș vrea și eu să o felicit pe Daniela pentru textul ăsta, care mi-a plăcut foarte mult. Caro, vrei să ne vorbești tu puțin de cartea Danielei? Da, foarte puțin, pentru că am rămas și eu foarte impresionată de carte și am zis că trebuie să zic cel puțin asta ca să o citească cât mai mulți oameni. Ce mi-a plăcut foarte mult e că este un volum de poezie tematic, ce nu am mai citit de mult timp și cumva că e construit în jurul motivului ăsta al piscinei și al lecțiilor fricii de not, în care, de fapt, sunt mult mai multe alte frici. Și cumva tot volumul am simțit, adică și am văzut că detaliază foarte clar, cumva, până la un nivel celular, o structură afectivă de persoane cu anxietate, care mi-a fost foarte familiară, cumva, la un nivel personal. Și l-am trăit foarte cap-coadă cu senzația asta ce, cumva, e reprodusă excelent, și anume dualitatea
nimic cu adevărat rău nu se poate întâmpla și se poate întâmpla ceva foarte rău în orice moment. Da, și adică exact asta am trăit citind tot volumul. Și mi-a plăcut, mi s-a părut superb cum e folosit scrisul cumva chimic, biologic, medical, despre niște procese psihice cumva profunde și foarte dificile. Adică mi s-a părut un container foarte bun pentru acele procese și am simțit că fără containerul ăsta ar fi fost cumva poate prea copleșitor sau foarte greu de dus și a fost foarte bine dozat, așa. Și da, cumva am simțit că era că a fost un text cu toate lucrurile la locurile lor, dar și un soi de visceralitate foarte bine controlată. Da, și cumva, da, mi-a plăcut mult că e toată istoria asta a anxietății pe care o trasează Daniela de la din antichitate până la DSM-5 și toate cauzele și explicațiile cumva psihosomatice ale anxietății, dar și sociale, culturale, economice și, nu știu, fenomene ca migrația sau traume din copilărie și cumva cum toate fac acest caleidoscop care produce, de fapt, anxietatea. Mi-a plăcut cum anxietatea, de fapt, e un personaj în text, cumva e și un soi de prietenă, și un, da, și un soi de personaj, și cumva e o interlocutoare constantă cu care vocea poetică interacționează. Da, și poate cumva foarte important la textul ăsta ce am simțit eu e că e un text, adică deși e scris cumva cu termeni medicali, adică se simte liberă, adică nu e un text care te închide cumva, pentru că lucrează cu formele astea hibride, trece de la română la engleză, de la da, poem la părți mai prozaice și mi se pare că tocmai cumva în colajul ăsta hibrid de text transmite și zona asta de frontieră din care, adică tocmai citeam din poemul Biancaela, descrisul de la frontieră și de la frontiera cumva unei identități sau vieții, da, hibride și cumva ai o experiență care nu o găsești foarte des în poezia scrisă în limba română și de aceea cumva mi s-a părut, da, mi se pare foarte importantă cartea și cumva poate nu, adică cumva ce m-a atins cel mai la un nivel foarte intim așa, e că da, m-a afectat, adică mi-a deschis așa niște coarde foarte personale, pentru că e poate cartea cea mai răvășitoare pe care am citit-o în ultimul timp despre durere, doliu și panică și cumva sentimentul ăsta de pierdere sau de scăpat de sub controlul sinelui în urma doliului. Da, și cred că poate fi foarte vindecătoare pentru persoane care trec sau au trecut prin asemenea procese sau adică poate fi, poate ajuta și da, vă rog să o citiți că e minunată. Mulțumim mult, Caro. Da, și la fel și eu aș zice că o altă carte la fel de importantă și care mi se pare extraordinar de bine scrisă și care are de fapt o tematică asumat feministă de la un cap la altul este cartea Biancaela, Poame divine. Biancaela este o scritoare care nu vrea să-și dezvolte identitatea. Aceasta poate să fie considerat la rândul un gest politic foarte bine asumat și conștientizat. Despre ea vă pot spune că de mai bine de 25 de ani scrie texte hibride pe care până nu de mult le-a împărtășit doar cu prietenele. De curând a publicat în antologia Arta Revendicării, în revista Cutra și în antologia Adăposturi. Este feministă și crede în capacitatea literaturii asumat politice de a lupta împotriva heteropatriarhatului și a neoliberalismului care ne sufocă. Poame divine este, reprezintă de fapt volumul ei de debut. Alina, tu ai fost mai apropiată, foarte apropiată de cartea asta. Poți să începi tu să ne vorbești despre ea, să ne spui câteva cuvinte? Nu te auzim, ți-ai uitat microfonul închis. Bună seara! Și înainte să încep să spun ceva despre Poame divine, vreau să le felicit pe toate poetele care au scos cărți noi acum, mi se pare extraordinar, sunt cărți minunate, felicitări și sper să ajungă exact acolo unde vă doriți voi să ajungă.
Despre Bianca Ela și Foame Divine aș avea atât de multe lucruri de spus și mi-am făcut o felul de notițe pentru că am citit cu mare sete cartea asta care e proaspătă și originală în atât de multe feluri. Și aș zice că dacă la un moment dat în viețile voastre o să aveți nevoie de un tonic care să vă mențină starea de protest și să vă dea senzația că ideile astea ale voastre neconforme cu ideile din jur sunt prețioase și merită cultivate, Poame Divine este cartea ideală. E o carte foarte puternică, o carte politică, un substrat politic, așa cum spunea și Iulia, o carte care înglobează în materia poetică toate aceste idei și valori care sunt centrale pentru Bianca și pentru multe dintre noi și face asta într-o formă de expresie care mie mi-a dat senzația de nou, diferit, dar în același timp foarte familiar. Familiar este întâlnirea cu temele pe care le tratează aici, teme cum sunt abandonul, lipsa de grijă, senzația de a fi lăsată pe prag, senzația de a fi exclusă, o normativitate la care ești expusă foarte des și care te poate amuți, blocajele scrisului, astea sunt multe lucruri familiare, legăturile cu strămoașele noastre, felul în care putem sau nu putem vorbi în poezie despre toate aceste lucruri care sunt importante pentru noi, astea sunt familiare. Nou și uimitor și absolut admirabil este țesătura asta expresivă pe care Bianca a găsit-o și care efectiv aduce la suprafață sensuri noi. Și asta mi se pare un efect foarte puternic pe care literatura îl poate aduce în viețile noastre. Găsești o formă prin a spune niște lucruri care te face să vezi. Voiam să mai... mi-am notat niște lucrușoare aici pentru că te fură ideile dintr-o parte în alta și nu este mult de timpul ilimitat. Aș fi vrut totuși să pomenesc și de faptul că e un vers care m-a impresionat foarte mult. Ca să fii scriitoare înseamnă să fii neliniștibilă. Și ăsta e, de fapt, efectul cărții, că îți imprimă o stare de neliniște pentru care foarte mult protest și foarte multă critică, dar în același timp și o stare de seninătate și de încredere că nu ești singură în această formă de protest, că nu ești singură în această formă de critică a statu quo-ului, că schimbarea este posibilă și că este posibilă din întâlnirea unor sensibilități asemănătoare. Iar asta e ceva atât de vindecător și de luminos și de rar în poezie, încât nu știu, merită îmbrățișat. Este o carte construită pe ideea asta de critica ideii de separare dintre minte și corp, dintre rațiune și simțire, dintre femeie și bărbat, toate binaritățile astea sunt deconstruite și criticate. Și sunt, totuși mi-am notat niște versuri care pun în lumină foarte frumos și foarte emoționant, adică spuneam mai devreme că e o carte cu încărcătură politică, dar este o carte foarte tandră și foarte plină de emoție. Și da, ziceam de asta cu separarea, că e un concept criticat cap-coadă. Și o să citesc niște versuri. Fragmentarea ucide când se face la rece, tăierile bruște, abandonul, separarea dintre minte și corp, dintre gândire și simțire, dintre bărbați și femei. La fel un accent pus pe cooperare și nu pe competiție, așa cum suntem îndemnate de când ajungem în prima clasă, în clasa întâi, că trebuie să fii cea mai bună, că trebuie să ajungi tu prima și să reușești tu prima și despre asta ar trebui să fie vorba. Scrie Bianca, nu există timp separat de spațiu și de gravitație, iubirea e gravitație, dă-ți voie să te prăbușești. Vă las cumva cu concluzia asta care, de fapt cu vocea ei, că despre asta ar trebui să fie și arăt coperta din nou, o recomand cu toată căldura. Sunt multe lucruri pe care nu le-am spus, dar completați și voi și o să descoperiți la rândul vostru.
Mulțumesc. Mulțumim, Marina. Aș ruga acum și pe Caro, pentru că și ea, mai ales că a și citit din carte, să ne spună și ea câteva cuvinte. Mulțumesc. Da, pentru mine Cartea Bianca e o apariție cumva foarte importantă și unică în literatura română contemporană și sunt foarte fericită că a apărut. Da, și cred că poate fi așa, adică poate să fie un instrument de, adică, nu știu, o carte de căpătâi, de curaj pentru scriitoare înfricoșate sau cumva care sunt sau în blocaje sau, da, cum zicea și Alina, adică poate să folosească foarte mult drept ajutor. Da, și mi-am notat și eu câteva lucruri pe care o să mă uit acum în timp ce le zic. Deci cumva întreg volumul Biancăi Poemei Divine este un fel de artă poetică de la un cap la altul, care se așează cumva pe multe straturi lirice și teoretice deopotrivă, dar cumva și cele teoretice de fapt sunt foarte, adică sunt foarte lirice în felul în care sunt exprimate. În Poemei Divine cumva e multă revoltă împotriva artei cu A mare sau artei care limitează, care separă, care exclude, care invizibilizează o grămadă de oameni, care ignoră multe experiențe marginale și cumva artei care menține și alimentează discursiv niște ierarhii preexistente, deja normalizate și naturalizate, care laudă implicit sau explicit puterea și discursurile dominante. Da, și cumva e un soi de revoltă lirică împotriva artei cu A mare făcută dintr-o marginalitate, dintr-o poziție de frontieră, ce ziceam mai devreme, dar marginalitate care în întreg volumul Biancă e resemnificată și cumva transformată dintr-un fost spațiu al izgonirii și limitării într-un unul al revoltei și al emancipării și al cumva surorității scriitoricești. Da, și asta e ceva foarte prețios, adică această transformare care se produce, cumva pe care o simți așa ca un arc de la un capăt la altul al volumului. Adică chiar se simte foarte, nu știu, corporal, somatic, din locul da, izgonirii în locul cumva comunității, într-un fel. Sau vindecării sau emancipării prin diferite moduri. Da, ce mi se mai pare că adică foarte important în Poemei Divine și foarte unic pentru un volum de poezie, că conține un sistem de gândire, cumva, în structura ei, adică un sistem filozofic, aș zice, de percepție asupra lumii și macro și micro. Da, deci practic e o carte, adică pe lângă faptul că e foarte emoționantă și te atinge în multe feluri, e o carte care discută și foarte multe idei despre cum vedem lumea și cumva ce stă la baza, da, la baza structurilor ei și ce e considerat normal și nu, sau și ce e, da, a fost normal și ce violențe au fost hipernormalizate și acum par un dat și o esență și cumva Bianca ea la sapă la rădăcina tuturor acestor esențe, ce zicea și Alina mai devreme de binaritățile astea, bărbat, femeie, corp, minte și așa mai departe. Da, artă, nu, estetică și politică, apropo de tema discuției. Poate ce mai e important e că mi se pare că deschide cartea un soi de spațiu poetic queer, în sensul că pune sub semnul întrebării tot ce e dat, adică tot ce e, cum ziceam, adică toate esențialismele, tot ce pare natural, exemplu familia, toate structurile normative. Da, și scrie cumva despre reguli, norme, ierarhii și literare și sociale. Dimensiunile astea cumva se întrepătrund în textele, în poemele ei. De exemplu, e poemul Dacă aș fi poet, primul poem Dacă aș fi poet, unde autoarea face o călătorie cumva, se proiectează în poziția poetului și a scrisului despre frumos, despre iarnă, despre frumusețea iernii, așa. Și de acolo cumva se ajunge într-o realitate foarte crudă și anume cea a injustiției locative prin care trec o mare majoritate de oameni în prezent
și acum e iarna pentru o femeie evacuată, de exemplu, și practic contrastul celor două dimensiuni cumva ne lasă cu întrebarea despre scopurile artei, cu amare, despre ce e frumosul, ce e sensibilul, cine și despre ce, adică cine îl scrie și despre ce, cine și la ce tip de frumos are acces, cum și cui se distribuie resursele și cine e lăsată pe din afară. Da, și mai voiam să zic că volumul are și multe poeme așa foarte vrăjitorești, cumva cu efect așa de incantație, cum este, adică cum este, cum am simțit și poemul pe care l-am citit eu mai devreme. Da, și asta din nou m-a super impresionat. Da, și cumva cu ce vreau să încheie, cumva că poate ceva foarte important, ce ziceam și la început, deci fac această buclă, cumva că Poame Divine este un soi de medicament pentru toate scriitoarele cărora, sau artistele în general, cărora nu li s-a dat voie să vorbească și să se exprime, fie de acasă, din familia sus numită, fie la școală, fie în literatură, care au fost reduse la tăcere, subtil, sau adică stau printr-o serie de microviolențe foarte normalizate. Și Bianca Ela construiește acest spațiu de vindecare și de chemare înapoi acasă, adică înapoi în scris sau în literatură, pentru toate cele care s-au simțit izgonite, dar cumva visează și doresc mereu să facă asta. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru carte și să o felicit și să vă mulțumesc tuturor pentru aceste trei cărți superbe, de fapt. Da. Atât. Mulțumim, Caro. Acum aș trece la Iuliana Lungu și cartea e Canto Hondoloba, cântă mai departe. M-am bucurat foarte mult când Iuliana mi-a trimis manuscrisul, pentru că este o carte care vine, de fapt, în continuarea primului volum, volumului ei de debut, care a și fost primit foarte bine, de altfel. Este o carte puțin mai greu de vorbit despre ea și de analizat, pentru că este foarte, foarte complexă prin trimiteri, prin citate, prin... Și aș vrea să o rog pe Medea, pentru că ea a fost familiarizată și cu primul volum al Iulianei foarte bine și de fapt este și cea care a scris pe coperta 4 al acestui volum, să ne spună câteva cuvinte. Da, mă bucur că ai zis că volumul acesta, Canto Hondoloba cântă mai departe, e un fel de continuare a volumului de debut al Iulianei. Înainte de a spune câteva cuvinte despre cartea Iulianei, voiam să spun că mi se pare foarte interesant și frumos cum cărțile acestea comunică între ele, cum își răspund prin teme și subteme, și în timp ce vorbeați mi-am dat seama că toate trei volumele au ca punct de interes, la un moment dat cel puțin, acest element vital, apa, care, mă rog, la volumul Daniele este personajul principal, ca să zic așa, dar apare ca element important și magic sau care dă o anumită putere vocii femeii și în volumul Iulianei și în volumul Bianca Ela, mi se pare foarte interesant, mă rog, printre multe alte legături care există între aceste trei volume, da, e emoționant. Da, Iuliana Lungu a debutat și ea tot în 2018 la editura Fractalia cu volumul Comos, Procesiune pentru histerectomie, un volum care chestiona reprezentarea femeii și artistei, împrumutând elemente ale tragediei antice, dând voce și corp unor prezențe ascunse sau anihilate în istorie. Comos era o carte a corpului și a trezirii, a rezistenței, a opunerii în fața romantizării violenței, a obiectificării, mistificării și contemplării morții simbolice sau poetice sau reale a femeii. M-am gândit că simbolic cu poetic nu e chiar același lucru și mă gândeam totuși să nuanțez, având în vedere multitudinea de texte poetice în care femeia, scrisă de bărbați, în care femeia e moartă și treaba asta pare foarte poetică și artă, vorba
Bianca, Ela și... da. În Canto Hondo, Loba cântă mai departe, Iuliana continuă aceste chestionări, coborând tot mai adânc în condiționările cu care trăim, în tărâmurile prin care rătăcim sau ne dăm voie să ne rătăcim, în încercarea de a ne elibera și de a ne regăsi, surprinzând un periplu compus din hărți și fragmente, indicații de stare ca propuneri și ghidaj, ca ritm natural sau interior, ca glasuri pierdute și regăsite. Și s-ar fi spus despre opera unei femei, dacă nu s-ar fi spus despre privirea lui asupra ei, scrie Iuliana Lungu, expunând tactici de poluare a activității artistice, reducere la tăcere, de asimilare, obiectificare, reprezentare și exploatare a creației și vieții femei. Ea face audibile și vizibile povești oprite, ritmuri frânte, reprimate sau îngropate, surprinzând contexte istorice, existențiale, mitologii, deconstruind mituri, întorcându-ne privirea către sine, dar și către lume, trasând și deschizând drumuri. Canto Hondo, Loba cântă mai departe, este o carte încantatorie, non-conformă, vrăjitorească, o carte a iubirii și a sufletului, a renașterii, unde scânte care răzbate în fiecare dintre noi, asemenea fetei care vorbește despre rezonanță și scoaterea unui mireu interior, războinica, pregătită să nu mai fie rănită în luptă, să se întoarcă mereu la ea înapoi. Este o carte intensă și orchestrarea din punctul meu de vedere și într-adevăr foarte complex scrisă și ca structură și ca întrepătrundere a temelor și de altfel cum comunică acest volum cu volumul de debut, cu Comos. Vi-o recomand, bineînțeles, și sper să ajungă cât mai repede în librării și la voi. Desigur, cărțile acum deocamdată le puteți comanda de pe site-ul editurii și de luna viitoare vor fi și în librării, vor intra în librării. Dacă mai vreți să mai adăugați ceva, dacă nu, mai vrea cineva să spună ceva? Dacă nu, aș trece la ultima parte a evenimentului nostru și anume la dezbaterea propriu-zisă, care cumva a fost deschisă de aceste cărți și aceste discuții de până acum, chiar câteva puncte importante pe care le vom dezvolta în continuare deja n-au fost spuse. Trebuie să repet, nu știu, cred că am spus și la început, că această dezbatere reprezintă, de fapt, încheierea proiectului Cercul Scriitoarelor, care este un proiect ce și-a propus de la început să scoată în evidență literatura queer feministă, dar felul cum această literatură queer feministă se intersectează și interacționează cu ceea ce se numește în zona mai mainstream a literaturii, literatură scrisă de femei. Ceea ce este de scopul ar fi să se înțeleagă unde aceste literatura queer feministă și literatura scrisă de femei se întâlnesc și unde iau distanță una de cealaltă. Problema mare pe care am văzut-o eu întotdeauna a fost introducerea unei a treia sintagme, mult mai problematice, cea de literatură feminină, care este foarte mult vehiculată și care tinde să acopere și să includă în totalitate literatura scrisă de femei, să se identifice literatura feminină ca fiind literatura scrisă de femei. Desigur, e o problemă mult mai complicată, care ar merita o dezbatere separată, dar ceea ce este problematic este că tocmai în momentul în care literatura feminină devine echivalentă cu literatura scrisă de femei, ea creează un spațiu închis care se plasează în opoziție cu ceea ce numim noi literatură queer feministă. Și este preluată de această zonă mai degrabă, să spunem, nu mainstream, pentru că, de fapt, termenul ăsta nu cred că se mai poate aplica câmpului actual. Nu mai există o literatură mainstream propriu-zisă, tocmai din cauza unor voci alternative care au început să capete, să se facă din ce în ce mai auzite.
și atunci granița asta se devine din ce în ce mai blurată. Deci această literatură feminină tinde să se plaseze în opoziție cu literatura queer feministă și să o elimine complet, spunând că este o literatură lipsită de valoare. O literatură lipsită de valoare pentru că ar avea o dimensiune politică. O dimensiune politică dimensiunea asta politică o face tezistă și afectează, de fapt, calitatea estetică și valoarea estetică. Bun, în cadrul acestui proiect, Cercul Scriitoarelor, tocmai pentru a vedea și a înțelege mai bine felul cum funcționează această zonă de intersecție dintre literatura scrisă de femei și literatura queer feministă, am gândit să realizăm o serie de interviuri care au fost găzduite de Mihaela Mihailov și de Alina Purcaru. De aceea aș vrea ca și prima întrebare să meargă către voi și să ne spuneți, de fapt, care credeți voi că a fost, cum vedeți voi impactul pe care l-a avut un proiect ca Cercul Scriitoarelor asupra câmpului cultural contemporan? Și mai exact, m-ar interesa să ne spuneți dacă vi s-a părut cumva că un astfel de proiect a crescut solidaritatea între autoare, dacă din interviurile voastre v-ați dat seama dacă autoarele au devenit mai interesate de temele feministe sau sunt mai îndrăznețe în a-și asuma feminismul. Mihaela, poți să începi tu? Da, bună seara, bună seara. Vreau să le felicit și eu pe cele trei autoare pentru volumele lor. Cred că sunt foarte multe de spus despre fiecare în parte și mi se pare important, cum spuneați și voi, că apar împreună, pentru că sunt cumva răspunsuri comune ale unor problematici care se leagă între ele și e un context în care putem să le înțelegem poate mai bine împreună. Legat de interviuri, ce mi se pare important în primul rând e că ele în momentul ăsta cumva aduc în prim plan autoare care multe dintre ele abordează teme feministe, care sunt interesate de zona asta, care își asumă, să zicem, foarte, foarte bine zona asta, altele poate mai puțin asumat, dar mi se pare important că avem posibilitatea să vedem perspective diferite și să vedem, de fapt, cum funcționează ele în raport cu tot ce scriu, în raport cu temele pe care le explorează, în raport cu literatura în care funcționează. Pentru că, iarăși, asta mi s-a părut foarte interesant, că intervin și dezbat puțin câmpul literar, cum au debutat, ce a însemnat pentru ele debutul, cât de complicat a fost, cât de complicat e să continue să scrie. Țin minte la un moment dat că Lavinia Braniște, într-un interviu pe care l-am făcut, vorbește despre ce înseamnă să publici literatură pentru copii și cum, de fapt, editurile care publică literatură pentru copii sunt foarte atente la temele și la subiectele despre care vorbesc și cum, de fapt, nu vor absolut deloc săriște și deși ai zice că e un spațiu și e un mediu unde cumva riscul ăsta ar trebui să existe, iată că nu există și mi s-a părut foarte, foarte important că nu se raportează doar la munca lor, ci se raportează și reflectează asupra tuturor acestor lucruri care, de fapt, sunt interferente. Deci, pentru mine, cred că și pentru noi toate, cred că e important să vedem, de fapt, toate problematicile astea articulate împreună și să vedem cum își corespund și să vedem cât de complicat este să scrii, să fii astăzi autoare în România, cât de complicat e să trăiești din scrisul tău. Iarăși, asta mi se pare una dintre marile probleme care se dezbat extrem de puțin.
Cât de greu este să-ți găsești aliate și aliați, cât de greu e să fii încurajată uneori, cum ajungi la un moment dat să reiterezi niște lucruri pe care practic într-un anume fel, poate că le contești, vezi ideea asta de premii, nu? Pentru că iarăși am discutat și despre asta și mi se pare important să nu ne lăsăm cumva captive și să nu ne lăsăm înghițite de toate structurile astea care uneori ne duc spre zonele astea. Cred că ajută foarte mult la un tip de reflexie și la o înțelegere a lucrurilor ăstora, pentru că de multe ori încercăm să izolăm scrisul, iarăși nu-l privim ca pe o muncă și asta mi se pare important că toate în interviuri vorbesc despre lucrul ăsta, vorbesc despre munca lor, vorbesc despre greutățile lor, vorbesc despre fricile lor. Pentru mine au fost foarte emoționante. Am ascultat și interviurile, bineînțeles, pe care le-a făcut Alina și au fost așa și foarte uneori tulburătoare, așa, pentru că mi-am dat seama că, de fapt, literatura asta canonică e foarte copleșitoare și că pentru multe dintre noi drumul chiar la al doilea, la al treilea, la al patrulea roman, la a patra carte, drumul ăsta de fapt e foarte greu, e foarte complicat, că munca asta e foarte devalorizată și e foarte greu de fapt să supraviețuiești din scrisul tău și e foarte greu de fapt să funcționezi și să-ți păstrezi continuitatea, iarăși un lucru care mi se pare din ce în ce mai complicat. Și da, nu știu, mi-am pus foarte multe, foarte multe întrebări, au fost și multe emoții și iarăși mi se pare important că ele aduc cumva, apropo de ce spuneai, de întrebarea ta, Iulia, aduc puțin și alt discurs și aduc puțin și altă emoționalitate și aduc puțin și zona asta afectivă care e foarte importantă, apropo de ce înseamnă scrisul pentru fiecare dintre ele. Deci, pe de o parte, mi se pare că sunt niște borne emoționale în harta asta a literaturii feministe foarte importante și, pe de altă parte, mi se pare că sunt niște ghidaje, ca să zic așa, pentru ce va fi să vină. Pentru că, nu știu cum vedeți voi și asta e de discutat, cât de optimiste sunteți, eu încep să recunosc că, eu fiind o fire destul de optimistă, dar așa încep să mai îmi pierd din entuziasm și din optimism. După mine ele rămân așa niște interviuri destul de solare și destul de încurajatoare. Și cred că, apropo de faptul că le putem pune în relație cu volumele de astăzi, cred că întrebarea esențială care se desprinde din ele e cum putem, de fapt, să ne construim aceste noduri de rețea alternativă, care să de rețele alternative, de colțuri ale noastre, de spații ale noastre, de tăceri comune, de lupte comune, care cumva să dea o altă consistență mediului ăstuia literar. De asta m-am și bucurat că în momentul ăsta, pe măsură ce vă ascultam și citind și v-am auzit și vorbind despre volume, mi se pare că interviurile cumva îți dau speranța dacă ești la început că, nu știu, poate e bine și lupta trebuie să fie pentru neînsingurare și cum reușești de fapt să-ți creezi toate aceste alianțe. Și volumele voastre sunt, de fapt, niște volume care, situate atât de intens, subiectiv, sunt exact gurile astea de solidaritate de care mi se pare că avem din ce în ce mai mare nevoie. Și cred că împreună, doar așa, lucrurile poate își pot căpăta un echilibru. Pentru că e foarte multă, nu știu, e foarte multă emoție în momentul ăsta și e foarte multă, de fapt, greutate să poți să mergi mai departe. Eu asta am simțit.
cumva mi se pare că cel mai complicat în momentul ăsta e să-ți duci și să-ți continui lucrurile pe care le-ai început în câmpul ăsta literar. Și de asta, și cred că în orice câmp, și în câmpul artistic, adică general, e foarte complicat să mergi mai departe. Și cumva cred că interviurile pentru asta pledează, de asta una dintre întrebările mele preferate e ce ai spune unei scriitoare care se află acum la început de drum și care poate nu-și găsește forța, cum ai ghida-o, cum ai ajuta-o. Că asta mi se pare extraordinar și la volumele astea de poezie, că sunt, cum să zic, sunt așa niște brațe care ni se întind și sunt niște mâini care cumva încearcă să ne ajute să mergem mai departe și să facă cercul ăsta mai larg și mai dinamic. Nu știu, cam atâta. Aș putea mult să vorbesc despre interviu, despre fiecare autoare în parte. Pentru mine a fost o experiență foarte, foarte tare, pentru că ascultându-le pe fiecare mi-am pus propriile mele întrebări. Și sper să aveți răbdare să le ascultați și să le descoperiți, pentru că sunt niște autoare minunate și fiecare dintre ele cred că deschide așa o poartă în câmpul ăsta literar. Mulțumim, Mihaela. Alina, ție cum ți s-a părut experiența asta cu interviurile? Cred că ai uitat să-ți dai drumul la microfon. A fost foarte mult din ce spune Mihaela. A fost copleșitor și un tip de apropiere diferit față de întâlnirile pe care eu le-am mai avut înainte cu alte scriitoare. Și pe lângă ce a povestit Mihaela mai devreme, aș zice că acum când mă gândesc că abia s-au terminat, ele au adus așa, au pus în lumină și toate conversațiile pe care noi nu le-am avut, de fapt, până acum. Și ce păcat e că nu le-am avut și ce păcat să nu le avem. Și discuții din astea aplicate către felul în care și scrisul nostru se leagă de viața noastră sau de contexte mai largi decât propria cameră și decât propriile limite. Și discuții care te coboară puțin din toată sfera asta despre care în mediul literar tradițional se spune că e mai eterată, că de fapt literatura e literatură și atât și viața e în altă parte și că totul ține de talent și de capacitatea ta de a te concentra tu și numai tu la un anume tip de muncă. Și de fapt, din toate discuțiile pe care le-am avut, amândouă, reiese că e o muncă ancorată în foarte, foarte multe alte straturi și că este esențial să arăți treaba asta, să discuți despre dificultăți, despre limitări, despre blocaje, despre felul în care lumea din jur are un impact asupra felului în care tu te raportezi la propriul scris. Și asta mi se pare foarte important și pentru persoanele mai tinere, care vor să scrie și care poate că simt tot felul de inhibiții sau poate că nu au condițiile în care să o facă și atunci te gândești, uite, eu mă gândesc acum cum să-mi plătesc chiria și mă simt prost pentru că, uite, mie mi s-a spus că dacă aș fi o scriitoare adevărată, aș ignora chestia asta și aș ține-o pe a mea, mi-aș scrie opera, ceea ce evident că nu e așa. Adică s-au purtat niște discuții foarte necesare despre gen, despre condiționări economice, despre experiențe formatoare, inclusiv despre felul în care am primit critică și am înțeles să oferim. Un mod adesea vătămător și destul de brutal și despre cât de important e de fapt să păstrezi deschiderea și să încurajezi omul din fața ta, să
continue să scrie și să nu-i ciuntești la fiecare pas, fiecare impuls de a face altceva spunându-i asta nu-i literatură, cuvântul ăsta nu-i scris frumos aici, ăsta s-a folosit în anii 70, frazarea asta e din anii 50, hai taie, pentru că firește că dacă primești în mod constant genul ăsta de critică așa cu tocătorul, e epuizant, ce să mai scrii? Păi eu sunt inadecvată, la asta totul s-a făcut, totul s-a scris, nimic nu-i bine aici, deci poate că eu de fapt mi-am ratat direcția. Și sunt lucruri care s-au discutat și mi se pare important că au fost înregistrate și că există așa o mică arhivă la care nici nu am pus limită de timp neapărat, mă rog, există o limită orientativă între o oră și maxim 2 ore, cred că am avut cel mai interviu cu Caro. Așa că și ăsta a fost un lucru important, că s-au creat niște spații în care chiar să ai așa un răgaz și să numești tot felul de lucruri care fac parte foarte clar și concret din această muncă a scrisului. Ce mi s-a mai părut important, că s-au făcut niște deschideri și au fost scriitoare, exact cum zicea Mihaela, au fost scriitoare ceva mai vizibile împreună cu scriitoare mai puțin vizibile sau care sunt într-un alt stadiu cu proiectele lor personale și nu e un lucru care se face ușor. Adică, da, ok, sună banal că, da, am întâlnit, am pus la un loc, uite, mediul ăla cu mediul ăla și ăsta e proiectul nostru. Dar în realitate și în mod concret nu se face deloc ușor o întâlnire de felul ăsta. A fost foarte instructiv și educativ și pentru mine personal. Faptul că au fost niște întâlniri filmate a adus ceva mai multă încărcătură în discuții. Adică chiar și acum, na, uite, apar bucățele din mediile noastre, vrând nevrând, că nu totul e regizat, dar poate că aici ai scaunul, aici ai biroul, până aici îți bate frecvența de internet și așa mai departe. Adică au fost, există acolo o bucățică foarte caldă și îmbrățișătoare, ca să spun așa, din fiecare dintre noi. Nici eu, nici Mihaela nu suntem intervievatoare profesioniste, adică suntem și noi persoane care încearcă să creeze în felul lor în mai multe domenii. Cred că ne-am străduit și am încercat să deschidem cât mai mult conversațiile și dialogurile și să existe un spațiu în care vocile invitatelor să se audă foarte limpede și da, într-un fel în care poate nu se aude în general. Ce mi s-a mai părut important, spre deosebire de alte întâlniri, e că a existat o componentă din asta de critică, inclusiv a mediului literar și cred că mediul nostru literar are nevoie să-și accepte critica și să-și o includă. Și că a existat solidaritate și deschidere una către cealaltă. Și așa un impuls, să-i spun, de a crea spațiu pentru mai mult decât propria persoană, asta în mod clar, și de a crea punți către alte persoane care au alte idei, alte experiențe de viață, îmbrățișează alte forme de exprimare și asta, din nou, mi se pare ceva destul de rar. Cel puțin în mediul nostru literar nu e neapărat regula. Și da, mi se pare că e important că au fost și sper să existe și pe viitor niște formate, formule, medii în care să putem să continuăm niște conversații pe care, repet, cum am și început, noi de fapt nu le-am avut. Eu când am început să mă gândesc că vreau să scriu, nu am avut parte de niște voci care să explice niște lucruri despre, nu neapărat
despre cum se face, uite, uită-te la autorul ăla și ăla și ăla și ia exemplu, ci mult mai adus în concret și mult mai, da, cam atât momentan. O să mai spun ceva, scuze, ascultând așa pe Alina, îmi dau seama cumva că mi se pare important, apropo de ce spunea și Alina, că de fapt ce am încercat noi să facem cu interviurile astea a fost cumva să și creăm un spațiu politic. Pentru că interviurile astea sunt un spațiu politic legat de cum e înțeleasă literatura, cum e confiscată uneori, cum se construiește distribuția, cum se construiește reprezentarea. Adică mi se pare important ca ele să fie privite și din această perspectivă și să mai spulbere puțin din miturile astea, că nu se scrie o literatură feministă relevantă, că nu există multă literatură în zona asta. Ba da, se scrie și mult, dacă despre asta e vorba. Sunt multe autoare care scriu, sunt multe persoane foarte active. Adică cumva trebuie să recuperăm și trebuie să ne recuperăm aceste spații politice și trebuie să le... să învățăm cumva că, și să-i facem, de fapt, nu noi, că noi știm deja, am învățat, dar să-i facem cumva pe alții să înțeleagă că, de fapt, rolul lor în momentul ăsta e foarte mare și că există, de fapt, multe, o scritură foarte diversă și foarte ancorată în zona asta și că e important, ea există, ideea e că ea doar trebuie să aibă niște cadre în care să devină mai vizibilă. Problema este că ea chiar există, ea chiar are forță, ea chiar are reprezentativitate și ce ne lipsesc, cred, în momentul ăsta sunt cadrele astea și de asta cumva eu mă bucur foarte mult că, așa cum spunea și Alina, interviurile formează o mini-arhivă și poți asculta astăzi și poate peste 10-20 de ani ce a însemnat literatura asta în 2021 și cum era construită și care erau contextele de reprezentare. Mi se pare foarte important să existe lucrurile astea, asta ca să nu ni se mai spună iarăși că nu avem o istorie în zona asta, că nu am reușit să construim nimic. Ba da, se construiesc lucruri foarte, foarte valoroase și puțin e aiurea că tot noi trebuie să luptăm pentru cadre, dar mă rog, ne-am învățat cu luptele astea și iată că luptăm și pentru cadrele astea de reprezentare, dar e bine că sunt arhivate și că poți să vezi exact cam cum stau lucrurile pe bune. Atât. Da, păi asta vreau și eu să spun, tocmai că ce mi se pare și mie foarte important la interviurile astea este tocmai că deschid această dimensiune cumva politică, pentru că aduc cumva autoare din zone foarte diferite, autoare că la prima vedere scriu foarte diferit și care par să nu aibă nimic în comun, dar pe parcursul interviului și discuțiilor să vedeți că încep să apară anumite puncte comune, anumite probleme pe care le întâmpină fiecare și că cumva o solidaritate este necesară pentru depășirea acelor probleme. Bun, ce aș vrea să vă întreb acum pe toate, cum vi se par vouă proiectele de acest tip, adică proiectele care pun accentul exact pe literatura asta de queer feministă și cumva care propun o alternativă la evenimentele mult mai numeroase, cele care, și am văzut că apar foarte mult în ultimul timp, cele care susțin și promovează literatura scrisă de femei. Adică, care vi s-ar părea vouă că ar fi importanța acestor evenimente și cum vă ajută propriu-zis pe voi în proiectele voastre? Le considerați importante? Caro, ai vrea să începi tu? Da, mulțumesc de întrebare. Da, păi mă gândeam, adică dacă e să mă gândesc mai întâi la proiectele astea de care zici tu că pun accent pe ideea literaturii scrise de femei și cumva se construiesc în jurul acestui subiect, mi se pare că multe sau majoritatea chiar nu au un cadru cumva discursiv clar definit în care se întâmplă. Și cumva pornesc de la ideea că femeile, categoria femei, este o categorie unitară de oameni pe care le leagă ceva
Adică pe toate femeile din lume, pe toate scriitoarele le leagă ceva biologic, habar n-am ce le leagă, da? Cumva se pornește de la această legătură care de fapt e interesant de văzut unde e. Mă rog, și le mai leagă poate că sunt sau au fost discriminate, cumva inferiorizate în câmpurile literare, că vorbim despre literatură acum, și că e important să fie promovate și de aici parcă pornesc aceste evenimente, nu? Sau proiecte. Și ceea ce cumva, pe de-o parte, mi se pare, adică ca ok și cumva că are sens și că echilibrează poate cumva dintr-un decalaj de puteri, poate că dă respectabilitate mai mult sau au dat evenimentele din toți acești ani poziției de scriitoare și poate e ceva ce e important pentru anumite scriitoare. Mă gândesc în special la scriitoare de vârsta a treia, a patra, de exemplu, care nu s-au bucurat cumva niciodată sau aproape deloc de recunoaștere pe parcursul vieților literare din cauza unui context literar misogin în care se aflau. Și poate cumva fix acest tip de proiecte, într-un final, le recunoaște munca și aici e un punct important cumva care se atinge. Însă, pe de altă parte, mi se pare că există și o mare problemă acolo și anume faptul că în tipul ăsta de proiecte, cumva sub pretextul aparent progresist de promovarea scriitoarelor, se creează și spațiu pentru discurs reacționar sau na, conservator, de dreapta, cum putem să-i zicem în toate felurile. Discurs care atunci când se întâmplă, pur și simplu, pentru că na, se adună o seamă de femei cu diferite viziuni despre viață și lume, diferite credințe, diferite apartenențe politice și așa mai departe. Și când apare acest discurs reacționar pe care nu avem și exemple foarte recente, nu o să le aducem în discuție mai bine, dar adică avem multe exemple de discurs reacționar care apare în cadrul acestor tipuri de evenimente, organizatorii sau organizatorile nu îl chestionează. Și cumva mai degrabă, poate dintr-un sentiment neoliberal, cumva libertății de expresie sau nu știu din ce motiv, dar nu este chestionat. Și cumva de aia mi se pare că nu e neapărat ceva emancipator în ideea de a face un eveniment cu sau doar pentru a promova categoria femei, fie că scritoare, artiste, din orice, adică fără să fie definit clar, discursiv, cadrul în care se întâmplă evenimentul, acest tip de eveniment. Că mi se pare că la fel de bine se poate întâmpla și adunarea, nu știu, o să zic o extremă, a femeilor fasciste, a femeilor din Coaliția pentru Familie, așa, adică tot felul de adunări doar de femei, iar faptul că acele persoane sunt femei nu schimbă cu nimic conținutul violent al lucrurilor cu care se ocupă. Da, și cum mai ca să mă gândesc la a doua parte a întrebării, cumva de ce sunt importante aceste spații, cumva asumat queer, asumat feministe, cumva ele pornesc, sunt importante pentru că ele definesc clar un cadru discursiv în care se întâmplă și în care nu, adică nu mai sunt posibil acest tip de deraieri în care poate să vină și cineva care spune lucruri complet îngrijorătoare cu privire la diverse categorii de oameni sau îngrijorătoare în cuvânt ușurel când îl zic. Și cineva care adică face parte din categoria respectivă de oameni și nu se ia nicio poziție legat de ce a spus persoana cealaltă. Da, și cumva în spațiile astea a asumat feministe queer, se merge pe ideea că adică că nu trebuie doar să se construiască un spațiu și pentru femei în acele ierarhii care deja există sau un status quo, unde au predominat istoric bărbații și cumva să se aducă acum și femeile acolo, care e baza cumva feminismului liberal. Ierarhii care se bazează practic pe exploatarea sau cel puțin nefericirea altor oameni. Și ideea cumva emancipatoare e de fapt să chestioneze și să se deconstruiască din rădăcină cumva structurile alea, cel puțin discursiv, că evident că nu avem, adică o mână de oameni nu au neapărat puterea să deconstruiască la nivel mare, dar cel puțin discursiv cumva e important să se poziționeze, adică să se chestioneze toate structurile astea de putere care fac atât de mult rău atâtor categorii de oameni, și nu, adică și oameni și animale și planete și așa mai departe. Da.
Da, și am văzut că foarte multe evenimente de acest tip devin nocive, tocmai că ajung să aproprieze cumva anumite mesaje și să le anihileze potențialul revoluționar sau de a crea tocmai spații din astea alternative, ca un răspuns la structurile astea de conservare a sistemelor de dominație. Medea, tu cum vezi diferența asta dintre evenimente? Wow, e... Mă gândeam în timp ce vorbea Caro, e enorm de spus, dar da, apropo de ce ziceai Caro, nu, mie nu mi se pare că aceste scriitoare ar fi mai vizibile sau mai promovate, cred că este doar praf în ochi deseori și de altfel cel puțin unele dintre ele nici nu se identifică sau definesc ca scriitoare și asta spune ceva în acest context, în această așa zisă susținere a scriitoarelor sau a femeilor de a scrie în literatură. De altă parte, nu știu, pe mine m-au încurcat foarte mult situațiile astea, evenimente, dezbateri, anchete, de fapt că n-au existat până acum dezbateri, mă corectez, anchete erau până acum, în care literatura era numită feminină, cum spuneai, Iulia, și de aici s-a trecut la literatura scrisă de femei și de aici a început un amestec care cred că confuzează pe multă lume. Și da, ce mi se pare că se încearcă să se facă este, pe de-o parte, o asimilare sau o redefinire a literaturii feministe, ca să zic așa, adică acea literatură care susține status quo este numită literatură feministă, iar literatura radicală, revoluționară feministă este numită extremistă și demonizată și așa mai departe. Dar pe lângă asta, ce observ este că, bineînțeles, femeile într-un sistem de genul acesta sunt, sau femeile, scriitoarele sunt folosite. Ele nu se află acolo pentru că le recunoaște cineva importanța sau contribuția sau mai știu eu ce, ci doar pentru a promova ele însele, de fapt, ceea ce sistemul vrea să promoveze, adică ceea ce știm. Pe de altă parte, ce se întâmplă în alte zone este destul de diferit, în afară de ce ziceai, Caro, și ceea ce cred că e un pic evident pentru noi, nu pentru toată lumea. Chestionarea stării de fapt, a discursurilor, discursului dominant binar și așa mai departe, dar dincolo de asta, ce se întâmplă la evenimentele asumat feministe este că există o deschidere, dar și un alt nivel de conștientizare, dar dincolo de aceste două elemente e și altceva, speranța. Dar nu speranța în sensul de iluzie, de negare a realității sau de fantezie sau de tranquilizare a anxietății patriarhale, ci speranța ca acțiune. Ori tocmai lucrul ăsta, speranța, lipsește în celelalte evenimente, pentru că acolo nu are cum să existe speranța decât ca iluzie. Pentru că dacă ar exista ca acțiune, atunci ar însemna că acționezi împotriva sistemului la care, mă rog, aderi sau ești asimilată sau ai ajuns să fii asimilată. Ori asta nu există la celelalte evenimente. Poate de aici și, mă rog, și nu numai de aici, confuzia pe care o resimțim și înstrăinarea și izolarea când vedem sau ne aflăm din diverse motive la evenimentele care, mă rog, sunt amestecate. Nu se alege ce se întâmplă acolo, nu se știe de ce oamenii se întâlnesc acolo, care este scopul, care este preocuparea comună dacă există, sau preocupările comune dacă există,
și ce, care e rolul nostru, de fapt, în, la astfel de evenimente. Asta, nu știu, din ce am observat în anii trecuți și, mă rog, până în prezent, rolul, când vorbim de rol de responsabilitate, ce căutăm acolo și de ce suntem, de fapt, acolo, lumea se sperie și întoarce spatele sau își pune mâinile la urechi, dacă ar putea, nu vor să audă de lucruri serioase, pentru că, din păcate, literatura e văzută ca o joacă. Adică ne rătăcim într-un sistem pe care nu îl înțelegem sau care ne-a înghițit și ne devorează până la urmă. Dar ce aș vrea să se rețină, nu știu cât am reușit să fiu de coerentă, din ce am spus, ar fi acest lucru, speranța ca acțiune pentru a, nu știu, pentru nevoia și de altfel și nevoia noastră, dar nu numai a noastră, a celor de față, probabil și a altora, de a clarifica și de a ne afla și în alte spații și fizice și mentale și literare și de imaginație posibile, niște lumi posibile în care să nu refacem a doua zi ce a fost distrus. O muncă dintre aceasta sisifică, să și reușim să facem câțiva pași în față. Dar asta nu se poate face fără acțiune. Ori la celelalte evenimente, tocmai pasivitatea și inacțiunea și un fel de adormire e onorată, ca să zic așa, sau celebrată. Da, mă bucur mult că ai menționat asta cu speranța ca acțiune, pentru că și eu cred că ea este ceea ce pune, de fapt, bazele unui feminism vizionar, care este, de fapt, feminismul ce poate să schimbe cumva, să lucreze exact la mecanismele astea de funcționare ale sistemului și să-l schimbe. Și are importanță nu numai la felul cum ne organizăm, practic, evenimentele și cum ne organizăm acțiunile, dar și cum producem literatură, ce tip de literatură producem. Da. Păi aș mai ruga-o și acum și pe Alina să ne spună câte ceva legat de întrebarea asta, pentru că ea are o experiență mult mai mare decât noi cu ambele câmpuri și știe și tipurile astea mai, de evenimente și diferența propriu-zisă dintre ele. Alina, poți să ne vorbești și tu puțin? Da, poate câteva nuanțe pe lângă ce s-a spus până acum, că au fost așa niște descrieri complexe și complete. Clar că în mediile feministe, în întâlnirile feministe în care discutăm literatură, mi se pare că, în primul rând, există foarte multă grijă la celelalte voci și foarte multă grijă față de ce se pune în discuție, cum se pune în discuție, în ce termeni se pune în discuție. Cine e acolo, cine ne privește, cum afectează alte sensibilități, ceea ce noi spunem sau afirmăm. Lucru care la celelalte întâlniri e mai puțin frecvent, adică exact cum spuneați și voi, întâlnirile la care se discută literatura scrisă de femei pot să aducă la un loc persoane cu idei și cu valori foarte diferite. Persoane care poate că nici nu știu lucruri despre feminism, nici nu le-a interesat asta vreodată. A fost și un foarte prost PR făcut feminismului și, bineînțeles, că într-un mediu din ăsta foarte ostil, așa, să spui asta despre tine, ca și cum îți tragi singură două perechi de palme și mai stai puțin până revii la sentimente mai bune și înțelegi despre ce literatura. Deci nu-i de mirare că foarte multe autoare au așa o distanță, poate și din teamă, să se recunoască în felul ăsta sau să se intereseze mai mult, pentru că din ce am văzut eu, sunt autoare care efectiv nu au astfel de preocupări, nu citesc teorie feministă, nu le-a interesat istoria feminismului, nu, citesc romane, citesc ficțiune, citesc poezie, citesc foarte multe alte lucruri, dar nu asta.
Deci, evident că discuțiile sunt cu totul altele. Dacă la întâlnirile feministe se discută despre solidaritate, despre moduri în care putem să facem un spațiu mai ok pentru foarte multe dintre noi, pentru toate, la întâlnirile în care se întâlnesc scriitoare cu vederi și cu opțiuni foarte diferite, se discută mai degrabă despre cum, care a fost parcursul fiecăreia, dacă s-a simțit sau nu s-a simțit discriminată, pentru că de regulă sunt invitate autoare deja consacrate, cele mai multe vor spune nu m-am simțit discriminată, deci iată, prea mai este discriminare. Moment în care îți vine să oftezi, pentru că na, nu e ca și cum e vorba despre tine personal, cum te-ai simțit sau nu te-ai simțit, sau că m-am simțit discriminată sau nediscriminată, experiența mea dă măsura realității generale, adică na. Și apoi mai este un lucru foarte banal. Cine participă la astfel de întâlniri? La niște întâlniri feministe nu se pune atât de mult accent pe cât ai publicat înainte, dacă tu chiar meriți să fii invitată, ești cu adevărat scriitoare. Adică e o deschidere cu totul alta și nu sunt valorizate toate aceste ierarhii sau, cum să spun eu, niște borne de parcurs. Da. În linii mari, cumva, cred că am acoperit toate diferențele dintre aceste forme de întâlnire. Mai vreau să spun un singur lucru, că în contextul în care în continuare discutăm dacă e legitim să spunem scriitoare sau există scriitor și atât, deci ăsta e contextul, cam ăsta este nivelul. Mi se pare că nu ne-am depășit foarte mult. Atunci, evident că și întâlnirile astea centrate pe identitate și evenimentele făcute în jurul lor au un sens. Contextul este atât de conservator și, în fond, e conservator, în fond. Lăsând la o parte toate aceste semne despre care ați vorbit și voi, semne de deschidere în realitatea profundă, care nu este dată de câteva evenimente din București, este asta, un fond profund conservator. Deci, în contextul ăsta, mi se pare că e necesar să fie și întâlniri care au ca element de legătură identitatea, că suntem femei. Au sens. Ce valori sunt acolo și ce voci și ce iese, e mai de la caz la caz. Da. Acum, nu știu, m-aș gândi că aș vrea de fapt să le întreb și pe Daniela și Iuliana dacă pentru ele asemenea evenimente au fost importante și care cred ele că ar fi problemele cu care te confrunți atunci când îți asumi producția unei literaturi de acest tip, unei literaturi feministe? Pentru că amândouă scrieți în câmpul ăsta cultural și sunteți deja la a doua carte. Daniela, începem cu tine. Da, mulțumesc pentru întrebare. În timp ce se vorbea despre acest subiect, mi-am amintit de ce citise Carolina din Bianca Ela despre cât de frumos se poate scrie despre iarnă și cred că a fost o perioadă și probabil chiar mai suntem în perioada aceea în care și femeile încearcă să convingă că și ele pot scrie frumos despre iarnă, deci ăsta ar fi primul nivel în care și femeile și bărbații și scriitorii și scriitoarele pot scrie la fel de bine și excelent despre iarnă. Și apoi celălalt nivel ar fi cine scrie despre o femeie care este prinsă, care este
care, pe care o prinde iarna afară din casă. Deci acesta mi se pare încă un nivel care tulbură suprafața socială și duce discursul de la estetic, de la dovada că, uite, și scriitoarele pot și sunt în stare să scrie despre aceleași subiecte, la subiecte despre care pur și simplu nimeni n-a prea scris până momentul acesta. De ce pentru mine au fost și sunt foarte importante volumele care, cum am spus, tulbură suprafața aceasta a apei, linii care încearcă să stea cât mai liniștită, să nu fie tulburată. Pentru că cred că suntem așa de prinși într-o structură socială care nu ne permite să ne oprim un pic și să ne punem întrebări despre ea. Volumele acestea care pur și simplu vin ca un bolovan, ca un, și nu ai altă șansă decât să-ți dai seama că ceva se tulbură, ceva îți atrage atenția și ceva nu e în regulă cu discursul comun, iar vreau să duc despre cât de frumoasă iarna, adică există ceva dincolo de exemplu, și eu când și eu am ca să fac paralela între subiecte comune și simboluri prezente în toate cele trei volume de azi, am fost și eu foarte surprinsă să-mi dau seama, pentru că încă n-am avut ocazia să le citesc. De exemplu, și eu am crescut cu un peisaj frumos de iarnă, cu un vânător, chiar și cu o pușcă de vânătoare pe perete, fără să-mi dau seama, de fapt, ce reprezentau aceste lucruri puse la vedere. Dar, de exemplu, ca să vorbesc puțin și de primul volum al Iulianei, am avut ocazia recent să cercetez și eu mai multe despre histerectomie și să realizez că, de exemplu, 600.000 de femei în Statele Unite trec prin această intervenție. Nu știu exact câte femei din România. Și atunci m-am întrebat cum este posibil să nu existe decât un singur volum care vorbește despre asta. Cred că dacă unor alte pături sociale le s-ar întâmpla chiar așa un fenomen, cred că pe toate drumurile s-ar vorbi despre asta. Deci, de aceea, cred că volumele care își asumă feminismul sunt importante, pentru că nu înțeleg de ce acest subiect nu merită aceeași lungime de undă. Și de aceea mi-aș dori, indiferent de cine e de acord, cine nu e de acord, văd că deja intru în latura revoluționară, despre care aș vrea să mă fi mai încolo, aș vrea ca aceste cărți să existe pe același rap, pe același nivel și în librării și mai ales în biblioteci. Pentru că nu toată lumea, să zic, are resursele de a intra în librării și de a cumpăra o carte, dar mi-aș dori foarte mult ca astea să existe în biblioteci, ca oricine, de orice posibilitate financiară să pur și simplu să aibă acces la aceste discursuri, indiferent de cine e de acord sau cine nu, să fie vizibile, să fie accesibile și să vorbească de niște lucruri care sunt la fel de reale ca alte realități care sunt portretizate fără nicio ezitare. Deci asta nu înțeleg de ce și nu vreau să înțeleg și din ce în ce mai mult nu vreau să înțeleg de ce unele lucruri sunt trecute sub tăcere, nu se publică și, bineînțeles, înțeleg de ce, însă, pe de altă parte, nu cred că ar trebui să existe motivele. Cum ar fi rușinea, numai să enumăr, să menționez unul singur. Mulțumim, Daniela. Iuliana, pentru tine, care crezi că au fost problemele atunci când ți-ai asumat scrierea unei astfel de literaturi? Ce probleme te-ai confruntat? Să-mi spuneți dacă mă auziți, că am scos căștile. Te auzim. Debutul
debutul meu a venit într-un alt moment istoric, să zic așa, că e istoric, decât cel de-al doilea volum. Cum îți spuneam și ție, Iulia, la telefon, acum la acest al doilea volum m-am simțit în siguranță față de primul volum, unde, nu știu, aveam impresia că aterizez așa pe un teritoriu complet necunoscut. Eram din toate părțile, veneau tot felul de stimuli care mă puneau în gardă să mă protejez, începând cu experiența mea cu prima editură la care am trimis manuscrisul, Comos, care a fost aproape traumatică. Și ce vreau să vă spun, că asta era întrebarea, ce facem în astfel de situații, cred că e foarte importantă solidaritatea. A fost foarte important pentru mine că Medea m-a susținut atunci și că aveam cu cine să discut despre toate aceste lucruri. Ea deja cunoștea mediul literar și cumva mi-a dat încredere că ceea ce am scris e valoros și că să nu renunț și să continui să caut alte edituri. Așa am ajuns cu manuscrisul la tine, la editura Fractalia, și a fost aproape uimitor să constat o atitudine complet opusă, în care tu nu mi-ai mutat nici măcar o virgulă din manuscrisul ăla și l-am trimis cu mari emoții, pentru că simțeam că nu mai am resurse să mă confrunt din nou cu respingerea sau cu încercări de a modifica manuscrisul fără argumente prea clare, doar legate de, pentru că o carte de poezie trebuie să nu depășească 80 de pagini. Un poem nu trebuie să fie atât de lung. Totuși, titlul ăsta, histerectomie, nu știu, mai gândește-te, titlul este prea lung. Sau expresii, cuvinte folosite, cuvinte tabu. Ei, deci în concluzie, faptul că am avut susținerea pe care am avut-o a fost foarte important, cu toate că nu a fost deloc ușor emoțional pentru mine. Însă de data asta, cum vă spuneam, datorită vouă, literatură și feminism și editura Fractalia și Medei, care mi-a rămas alături de atunci, de la acea rezidență literară în urma căreia a ieșit volumul Comos, unde a fost și Daniela Hendea. Am fost ca o echipă de altfel atunci. Și da, asta este ce simt și am mai spus-o și la Festivalul de Literatură și Feminism și vouă și Laurei Sandu. Mi se pare un mediu de siguranță pentru mine. Mi-am dat seama că mă raportez diferit și față de premii și față de modul cum îți promovezi o carte. M-am simțit în siguranță că, de exemplu, lansarea mea nu a fost singură și că a fost însoțită de alte două cărți. Asta mi-a dat mai multă siguranță și am avut așa un sentiment de solidaritate. Da, deci asta cred. Cred că e foarte important să ne susținem și în momente atât de dificile de destabilizare care vin în urma acestor atacuri, e important să vorbim, cred. Nu știu, să găsim o modalitate prin care să ne susținem. Am încercat, desigur, și individual să înțeleg toate aceste reacții care vin din literatura mainstream și mi-am găsit cumva niște explicații, asta ca să pot eu să mă liniștesc. Și mi-am dat seama că, de fapt, sunt rezistențe
care se pun în mișcare în fața literaturii feministe și că, de fapt, sunt rezistențe față de cunoaștere, rezistențe față de adevăr și rezistențe față de diversitate. Și cum spuneați și voi mai devreme, că nu prea se cunosc lucruri despre feminism, nu se cunosc lucruri, sunt multe lucruri care nu sunt cunoscute și tocmai această necunoaștere trezește aceste comportamente aproape violente, primitive, în fața necunoașterii. Și atunci pe mine asta mă ajută cumva să-mi găsesc un echilibru, gândindu-mă că privind altfel acești oameni, că pur și simplu este rezistența lor față de necunoscut și față de nou, cum spunea și Chimamanda Ngozi Adichie, că feminismul încă este perceput ca terorism. Originea acestor rezistențe este de cele mai multe ori inconștientă și are la bază tot felul de angoase aproape de negândit. Structura rezistențelor de genul ăsta are la bază o gândire primară, primitivă, cel mult binară, manicheistă, care scindează, consideră că lumea e guvernată de două principii, bine și rău. De asta și feminismul e considerat ceva rău și literatura mainstream e ceva bun. Adevărul, din punctul meu de vedere, e întotdeauna simplu, însă el este crud, este sălbatic și e perceput de oameni ca periculos. Și atunci de aici apar toate aceste rezistențe atât de violente, care declanșează comportamente sau structuri aproape psihotice. Și Medea a avut experiențe, poate că știți, atunci la Botoșani și multe alte persoane au avut experiențe de genul ăsta de atacuri violente și crude, aproape psihotice, și eu am avut o experiență, dar a fost aproape nesemnificativă, că a fost în mediul online când un scriitor a avut o reacție extrem de violentă, aproape psihotică la față de volumul meu de Comos și mi-am permis, că n-am putut altfel, să am un drept la replică scriind un poem față de comportamentul lui. Și acel poem, am făcut greșeala să las numele poetului acolo, l-am scos între timp, a trezit o violență și mai mare și iară atacuri în online și mi-amintesc că nu dormeam, au fost zile în care mi-era foarte frică pentru că am fost amenințată că voi fi dată în judecată, adică chiar dacă îmi găsesc explicații pentru aceste comportamente, totuși e foarte greu și mi-am dat seama că e important să ne susținem, să fim solidare. Da, și eu am văzut că ori de câte ori e vorba și vine vorba de literatura feministă și queer feministă, în afară de aceste atacuri care pot veni mai mult sau mai puțin din zona de mainstream, pentru că aici lucrurile sunt amestecate, ceea ce zona asta literară conservatoare aruncă asupra literaturii feministe și o acuză în continuu, este că devine, că e o literatură tezistă, că e o literatură care se concentrează asupra dimensiunii politice și că din această cauză este lipsită de valoare estetică. Este o problemă pe care această, cum s-o numesc, de depolitizare, problema depolitizării esteticului, că în fond despre asta este vorba, esteticul se încearcă să fie păstrat ca o categorie pură, neatinsă, ceea ce este foarte greu de susținut în practică, pe de altă parte. Problema asta depolitizării nu este
strict limitată la zona literaturii. Ea este o problemă care se confruntă la foarte multe zone ale existenței, de exemplu și în discursurile științifice. Avem aceeași problemă a depolitizării prin acel proces pe care l-a numit și Carolina mai devreme de naturalizare. Știm că, de exemplu, biologicul este depolitizat tocmai pentru a legitima anumite discursuri și prin naturalizarea lor. Și atunci se produce această depolitizare a biologicului, care este similară cu depolitizarea esteticului, depolitizarea muncii. Peste tot avem această problemă. Este vorba de o eroare, pentru că teoretic aceste categorii pot fi, cum spuneam mai devreme, pure, pentru că așa au fost definite ca să ne ajute să operăm cu ele, însă atunci când vine vorba de ceva de practică, lucrurile nu stau deloc așa. Există o interacțiune continuă între politic și estetic, nu putem să le separăm, nu există un estetic pur. Iar ceea ce cred eu, noi vorbim aici și tot vorbim în continuare de relații asta literaturii cu politicul, pentru că ea a fost foarte mult adusă în discuție în ultimul timp, dar cred că ce este lăsat în urmă și va trebui să aducem și noi în discuție și să dezbatem pe viitor ar fi mai degrabă relația dintre literatură și dintre estetic și etic, dintre politic și etic. Această problemă a eticului pe care va trebui să o aducem în discuție, pentru că toate problemele cu care ne-am confruntat, de fapt, cum ar fi corectitudinea politică sau cancel culture, toate se învârt în jurul acestei dimensiuni a eticului. Bun, asta probabil pentru o discuție viitoare. Acum, pentru că mai avem și foarte puțin timp, dacă ați vrea să mai spuneți câteva cuvinte pe scurt, cum vi se pare vouă această astfel de abordare a literaturii feministe și asocierea ei cu politicul, cu alte cuvinte, această depolitizare a esteticului? Și aș începe, aș ruga-o pe Medea să înceapă discuția, dacă... Ok, da, rămâne pentru data viitoare ce spuneai, da, sunt multe de discutat și multe sunt necesare, evident, și avem nevoie de aceste întâlniri. Ce voiam să zic apropo de această veșnică discuție, dacă literatura e politică sau nu, dacă literatura feministă e politică sau nu, sau tezistă, sau are sau nu valoare estetică. Pe mine toată discuția asta mă trimite cu gândul sau mă face să mă întreb care sunt felurile sau cum am fost crescute și crescuți să simțim și cui și dacă i-a păsat cuiva de noi, printre altele, ce am reprimat și ce am exprimat în viețile noastre și în ceea ce am creat sau vrem să creăm. Pe de altă parte, ce ni s-a spus despre lume, despre relațiile noastre, noi între noi, despre literatură, despre putere, despre excludere, despre iubire, despre comunicare și comuniune. Despre cetățenie până la urmă, despre responsabilitate. Ce vreau să spun cu toată înșiruirea asta este că discuția, dacă sau nu, pentru mine, în momentul de față, are o legătură cu această lipsă de grijă. Nici nouă nu ne pasă de ce se întâmplă în jurul nostru, deci nu ne implicăm, deci nu acționăm, deci literatura nu este politică, pentru că la rândul nostru nici de noi nu a avut nimeni grijă, nimeni nu ne-a protejat sau cum ne-a protejat, astea sunt deja niște nuanțe și discuții care deschid alte povești. Deci dacă e sau nu este politică, evident că este politică, evident că are un caracter estetic, nu cel care este promovat, adică nu intră într-o zonă de supremație și de rigidă și, cum să zic, cultică, de fapt.
Dar discuția asta, dacă este sau nu este, de fapt, e un fel de sabotare, de trimitere a diavolului, ca să zic așa, în grădina feminismului. Și apropo de diavol, este și această idee că, da, literatura care nu este politică și nu este feministă și așa mai departe, este un Eden. Cum zicea Caro, sau nu știu cine zicea înainte, că este bună. Da, este bună, este Edenul. Trăim cu această impresie că, da, o parte este demonică, cealaltă este raiul, care este rai, care este foarte pasiv, foarte inactiv, foarte, cum să zic, așa, nu știu, lipsit de vitalitate, îmi vine să spun. Deci, de cine ne pasă, dacă ne pasă, și de ce nu ne pasă în momentul de față, și ce putem face cu gândul ăsta în privința literaturii și proiectelor în care, nu știu, pe care le vedem sau pe care am dorit să le facem. Cam asta aș spune eu. Carolina, tu ai fost mult mai implicată în zona asta de literatură cu dimensiune politică asumată. Pentru ție, cum ți se pare problema asta destituirii, a depolitizării esteticului, de fapt? Da. Să văd cum, de unde o iau, că sunt... E un subiect foarte larg, adică pot să... Da, putem să vorbim ore. Da, cred că, în primul rând, mi se pare cumva un punct de pornire fals sau eronat sau, nu știu, ipoteza asta că arta sau literatura și politicul ar fi aceste două domenii complet distincte și că ar exista o relație cumva care poate fi aleasă între ele sau care poate fi aleasă de autori, autoare, dacă se implice sau nu, dacă se-și implice sau nu arta în ceva politic sau dacă se o amestece. Dacă mi se pare că e cumva și puțin naivă ideea că un scriitor-scriitoare are, adică poate să aleagă doar prin cuvintele pe care le scrie ca textul său să fie sau să nu fie politic. Na, și mă gândesc la tot șirul de scriitori, scriitoare care spun despre literatura lor că e apolitică și așa mai departe, că e artă curată. Oricumva, orice text care există în lume, adică e publicat și apare public, într-un fel sau altul, într-un punct al existenței sale, are valențe politice. Și cumva cred că de aici e de pornit că este un pic, adică e o naivitate să crezi că nu are. Da, și cumva e... Că ce ziceai tu că e depolitizare, asta de fapt e o decontextualizare și cumva e o imaginare asta a autoarei, autorului într-o bulă, nu știu, eterică, în care scrie textul și atât, și de fapt nu sunt deloc văzut, adică nu e văzut contextul de apariția textului, felul în care e produs, felul în care e făcut să circule în lume și felul în care e receptat, care sunt toate aceste mari procese din viața unui text apărut în lume. Și în diferite puncte ale acestor procese, vrei să interacționează cu politicul într-un fel sau altul. Da, și cumva adică voiam să revin la ideea asta a lui, o să știi, Iulia, lui Rockhill, care spune cumva că arta și politicul nu sunt cumva două suprafețe statice și delimitate clar, ci mai degrabă o sumă de practici sociale sau cumva socio-istorice, între care nu există nicio linie de demarcație clară și nicio singură relație, adică sunt o multitudine de interacțiuni între artă și politic. Și aici nu ne referim doar la dacă textul respectiv are trei cuvinte explicit politice în el, adică ne referim la întreg procesul în care există textul, întreg contextul în care apare textul din lume, întreg contextul în care e receptat, de cine e receptat, pentru cine e scris, în ce condiții e scris, cu ce resurse e scris, unde apare, cum apare, în care e discursul locului în care apare și așa mai departe. Adică sunt aceste o multitudine de procese, de fapt, care încadrează textul. Nu e doar textul pe foaie. Adică textul pe foaie este, da, la mine în jurnal, în sertar. Dar momentul în care textul se duce în lume, nu mai e la mine în jurnal, în sertar. Și atunci, cumva, automat, adică vrei, nu vrei, deja sunt o sumă întreagă de interacțiuni cu politicul. Dacă vedem politicul, adică na, că am tot vorbit, adică dacă cumva să facem clar, vedem politicul ca o întreagă serie de practici care ne înconjoară, adică nu partidul politic, ci cumva, da,
felul de subiectivări politice prin care existăm noi în lume. Da, deci cumva voiam să zic că abordarea asta răstoarnă cumva ideea că literatura politică nu are valoare estetică sau că literatura estetică nu are valoare politică sau cumva binaritatea asta, literatura estetică versus literatura politică, adică o răstoarnă ca fiind o binaritate falsă. Da, și cumva, adică, na, asta voiam să zic, dacă e o binaritate falsă și că... și cumva e foarte limitativă, adică se reduce, adică cumva noi când vorbim despre asta ne gândim doar dacă textul spune ceva explicit politic, adică dacă textul, nu știu, o manifest pentru ceva sau nu, și dacă eu scriu, ne întoarcem la iarnă, dacă eu scriu poemul despre iarnă și așa, și dacă eu scriu poemul despre oamenii care n-au casă iarna, cumva unul este... social, nu știu ce, politic și altul nu. Dar de fapt și textul care e scris pur și simplu doar despre iarnă, dacă ne gândim la tot contextul și îl contextualizăm la loc, are o sumă de interacțiuni cu politicul și nu sunt aceste două categorii separate. Da, asta voiam să zic. Da, foarte bine punctat. Mi-a plăcut că ai trimis și la cartea aia. Aș vrea, dacă poate, tot, Mihaela, ai chef să ne spui și tu despre subiectul ăsta, pentru că tu ai cumva legătură foarte mult cu zona asta politicului și prin Centrul Educațional Replica și prin piesele pe care le scrii. Da, cumva, ascultându-vă pe voi, mi-am adus aminte că în momentul în care noi am început să, în grupurile din care am făcut parte, am început să ne cristalizăm mai bine conceptele politice și să venim cu ele în prim plan 2009-2010 și să spunem că facem teatru politic, și am venit chiar cu formula asta, mi s-a spus, aolă, deci sunteți asistent social, da? Deci nu, asta nu e... Și da, sigur că am trecut prin foarte multe lupte și da, mie mi se pare important să vedem de unde vin lucrurile astea. Și e clar că substratele, cum să zic, felul în care funcționează ele e foarte ancorat în felul în care suntem socializate și socializați pedagogic. Pentru că, de fapt, suntem învățați în primul rând că literatura este doar într-o anumită zonă și că ea funcționează doar ca să producă nu un tip de frumos și teatrul politic ce face? Aduce, de fapt, în prim plan niște problematici acute, niște fracturi politice, aduce un contradiscurs la discursul mainstream politic. Deci asta cumva nu mai e frumos. Asta cumva nu mai e, nu te mai nobilează estetic. Asta cumva îți trasează alte puncte de vulnerabilitate în receptare. Și dintr-o dată lucrurile astea e clar că nu mai merg mână în mână. Deci mie mi se pare foarte important să vedem asta ca pe o, și de unde faptul că în ultima vreme foarte multă lume se simte amenințată de lucrul ăsta, după mine vine dintr-o anxietate de delegitimare. Adică undeva oamenii ăștia simt că se produc niște fracturi în contradiscurs și niște fracturi în receptare și că forma lor de rejectare, de rezistență, e tocmai accentuarea acestui, deci tu faci teatru social, deci tu faci literatură socială. Înțeleg, ok, bun, deci e cumva, e o formă de, eu o iau și pe, ca pe o formă de autoapărare. Este o formă de autoapărare pentru că îți dai seama că niște piloni cu care ai fost socializat pedagogic încep ușor, ușor să nu mai fie atât de stabili. Sigur că ei dau senzația că sunt, dar credeți-mă că eu simt că ceva se fracturează profund acolo și că lucrurile nu mai sunt chiar atât de sigure. Și de asta și nevoia asta de a veni uneori cu atât de mare virulență și de a ataca atât de violent, pentru că ceva nu e regulă acolo. Și asta mie mi se pare un punct foarte bun. Pentru că cred că trebuie să avem grijă și trebuie să fim, să avem grijă la vigilența asta vizionară
și la lucrurile pentru care luptăm în momentul ăsta. Mi se pare că e bine să existe multe contexte în care să se vehiculeze idei, dar le vehiculăm de foarte mult timp. Și trăgând linie, cred că trebuie să vedem dacă au schimbat ceva fundamental și structural. O să vedem că nu. Ăsta e răspunsul meu după, nu știu, 15 ani de teatru politic, 14 ani. Adică în zonele conservatoare n-au schimbat și probabil că nu vor schimba. Și de asta vigilența asta vizionară mi se pare importantă și mi se pare că trebuie canalizată exact acolo unde ea poate să nască cu adevărat forme alternative de protecție, de solidaritate, de creație. Adică mi se pare că aici trebuie întărită, de fapt, construcția și aici trebuie întărită vizionaritatea, pentru că s-ar putea ca peste 10 ani, în punctele astea pe care vrem sau încercăm să credem că le putem deplasa și deturna puțin, de fapt, ele să fie nedeturnabile. Și poate că e bine și așa. Adică cred că, deși e foarte greu și îmi dau seama că mai mult decât în teatru, care, mă rog, fiind prin natura lui o artă colectivă și atunci te întâlnești cu mult mai multe subiectivități și partajezi o creație comună, literatura, după mine, e un mediu mult mai ancorat în individualitate și mult mai captat de zona asta. De asta mi se pare că e și mult mai greu cumva să ieși din zona asta de autolegitimare. O înțeleg uneori, mi se pare, cum să zic, de înțeles și mi se pare firească, dar cred că trebuie să deturnăm mai clar corăbile și de asta țin mult la vigilența asta vizionară, pentru că cred că e declădit în momentul ăsta mai clar pe alte direcții. Și cred că trebuie să înțelegem că nu prea, nu știu, adică din punctul meu de vedere nu prea mai are așa sens să tânjim după anumite contexte. Pentru că s-ar putea să ne aducă foarte multă durere, s-ar putea să ne aducă foarte multă frustrare, s-ar putea să ne vulnerabilizeze mai mult decât e cazul și să ne consume foarte multă energie. De asta zic, cred că mai bine construim în zona asta contradiscursivă și vizionară politică, în care credem și în care, iată că am reușit totuși să avem niște cercuri, decât să vrem să fisurăm pereți foarte greu de zdrobit. Da, cam așa văd și eu lucrurile, mai ales în felul cum a evoluat în ultimul timp toată situația și în câmpul literar. Cred că e foarte important să mergem în continuare, să rămânem cumva retrași și să construim în continuare ce am început, mai ales că deja s-au pus bazele unor structuri destul de importante și puternice și care devin din ce în ce mai vizibile și probabil ușor, ușor, na, o să ajungem undeva. Deja am depășit timpul, aș vrea dacă în 3 minute, așa pe scurt, să o întreb pe Iuliana și pe Alina, să le întreb pe Iuliana și pe Alina, dacă ar fi ele să încurajeze alte scriitoare care nu îndrăznesc să trimită textele spre publicare sau au diverse blocaje, tocmai din cauză că au avut niște experiențe neplăcute atunci când au citit în public sau când au trimis textele, ce le-ar spune și cum le-ar încuraja ele? Iuliana, începem cu tine. Da, ce le-aș spune ar fi să fie atente și să caute sprijin la persoanele cu care simt că rezonează, care simt că au valori comune. Numai că, da, procesul ăsta de conștientizare nu vine așa de vreme în viață, vine cu timpul și după experiențe nenumărate. Deci asta le-aș recomanda, să fie atente și să caute la persoanele unde simt ele că, cum a fost, de exemplu, alegerea mea, o să dau un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles. Când
a trebuit să aleg unul dintre mentorii care ni se propuneau pentru rezidența literară la Cartea Românească. Medea era singurul mentor femeie. În rest erau numai bărbați. Și spontan, cred că am mai spus asta undeva, spontan, adică fără să stau să mă gândesc, primul gând a fost să aleg să mă înscriu la unul dintre mentorii care are cea mai mare putere. Pentru că așa era. Care mă gândeam eu că mi-ar asigura posibilitatea să public. După care am stat un pic și m-am gândit despre ce vreau eu să scriu. Și când mi-am dat seama despre ce vreau eu să scriu, m-am gândit că niciunul dintre bărbații respectivi nu va putea înțelege ce voi scrie eu. Și atunci m-am înscris la Medea. Deci ăsta e un exemplu. Fiecare să gândească și să-și dea seama, e înțeles, e auzit, îi se creează un spațiu în care se poate să se descopere pe sine, să-și descopere vocea, să scrie liber sau îi se impun, nu știu, anumite reguli, norme de scris. Da, și să ceară sprijin. Sunt uimită să văd fete care știu foarte bine, de exemplu, de existența literaturii și feminism, știu foarte bine de existența cercului scriitoarelor și de festivalul de literatură și feminism și sunt uimită să văd că ele în continuare se duc și publică la edituri care n-au nicio legătură cu literatura feministă sau scrisă de femei, se duc în continuare la lecturi sau se lasă prinse așa, exact cum mie mi s-a întâmplat în fraja asta a evaluării unde e mai multă putere, că poate acolo voi reuși și eu să spun ce am de spus. Nu. Acolo, dacă ni se deschide o ușă, ni se deschide o ușă ca să vorbim tot pentru ei sau în numele lor, să îi împuternicim tot pe ei. Acolo nu e despre noi și despre lumea noastră pe care vrem noi să o creăm. Mulțumim mult, Iuliana. Alina, pe foarte pe scurt, dacă ne poți spune și tu ce sfat ai da sau cum ai încurajat. E foarte delicat. Aș spune să se gândească foarte bine ceea ce e greu, pentru că e foarte tentant să... Toți ne dorim să fim văzute, ne dorim să facem parte din ceva. Nu? Asta e un impuls. Mare parte dintre noi avem acest impuls de a face parte din ceva care să ne conțină și pe noi, de a-ți publica cartea, de a fi înconjurată de persoane asemenea, așa mai departe. Toate lucrurile legate de publicare, dar asta este o capcană, de fapt. Trebuie să te gândești foarte bine dacă vrei să explorezi adevărul tău personal și incomod sau dacă vrei să sari într-o barcă care te poate face vizibilă, dar cu niște costuri care la un moment dat se vor întoarce către tine. Pentru că dacă nu ești în locul în care să fii în acord cu tine și cu valorile tale, dacă ajungi să le negi, dacă ajungi să-ți amorțești vocea, dacă ajungi să tai părți din tine doar pentru a fi într-un loc, nici nu-ți dai seama ce-ți faci. Adică e o formă de automutilare, e o formă de autoagresiune. E cumplit. Deci nu faceți asta cât se poate. E o mare capcană aici. Mi-e greu să vorbesc despre asta. Dar cred că e important totuși să nu știi să ieși un pic din zona asta de confuzie. Exact cum spunea Iuliana, ce vreau de fapt? Ce vreau de fapt să spun? Și să rămâi... să rămâi să ții singură de mână și să te ajuți pe tine și adevărul ăla al tău pe care îl simți foarte intim și foarte, nu știu, mai important decât de a fi acceptată de niște oameni cu care poate că nici nu ai niște legături altfel decât exterioare. Și apoi să ai prietene.
și oameni apropiați care să te prindă atunci când s-ar putea ca anumite uși să se închidă în fața ta și să ai momente din astea în care te întrebi ce mai fac eu, poate că nu sunt suficient de bună. Ești suficient de bună, ai grijă să ai un locșor de confort și oameni care să fie lângă tine și să nu te lase să crezi altceva. Mai mult de atât, cred că nici nu ne lasă spațiu să spunem, dar cred că e foarte important să stai cât mai aproape de adevărul ăla al tău pe care îl simți că uneori, dacă nu e adus la suprafață, se transformă într-un nod în gât. Cam ăsta e testul fizic. Na, și să-l aperi. Păi să încheiem așa atunci, iată că am ajuns și la final, în sfârșit, am întârziat cu 20 de minute, dar ce să zic, vă mulțumesc mult pentru participare, mulțumim și Librărilor Cărturești pentru difuzarea pe pagina lor de Facebook. Vă reamintim că acest eveniment a fost organizat de editura Fractalia în parteneriat cu echipa proiectului Cercul Scriitoarelor, că Cercul Scriitoarelor a fost derulat în 2021 de Asociația Quantic și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și că trebuie să știți că toate aceste materiale realizate în cadrul proiectului le găsiți pe canalul de YouTube Literatură și Feminism, așa că duceți-vă acolo să vă uitați și la interviuri și la tot ce s-a făcut până acum. Și vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor! Mulțumim! Mulțumesc și eu.